Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal. Suntem la porumbei aici. Facem un vlog cu ei astăzi. O să vi mai arăt, o să vi mai prezint ce și cum. Avem și ceva ouă. Acolo avem un pui pe care l-am băgat aici. Am băgat și perechea de guțani care e acolo sus. Am băgat și acea femelă stingheră, acel mascul care stă pe ouă, are ouă cu acea porumbiță roșie, au două ouă. Acolo jos avem un mascul tânăr de anul acesta, de 2020, scos primul la mine, deja. Este a doua tură de ouă cu femela cea albă. Prima dată n-au fost ouăle fertile, fiind prea tânăr. Iar acum vom vedea. Are acolo două ouă în colț. Acela are două ouă. Jos mai am primul ou, a făcut azi femela. Aici am puiul acela de Mulemans, care habar nu am dacă o să trăiască sau nu. Are niște probleme. Majoritatea porumbeilor sunt afară. O să intru și aici să vi mai prezint și pe ei. Aici am lăsat doar ce trebuie. Aici avem un porumbel de voltat, frate cu acesta de aici, din prima serie. Au ieșit cu moți ambii, super frumoși. Aici avem ouă la perechea asta de voltat. Acolo am un ou la masculul acesta și la femela lui de aici, acea bălțată. Au un ou, un ou l-am găsit jos și unul l-am găsit în cuib și stau pe acela. Deocamdată jos își făcuseră cuib o pereche. Acolo am ou la acea femelă cu acel mascul tot așa bălțat. Au două ouă și ei. Așteptăm pui. Aștept ouă de la perechea de Mulemans, de la perechea de albi, de la femela aceea cu masculul acela. Mai vreau tot așa pui și de la acea pereche, mai doresc. Acea femelă merge direct la cuib. Cam ăștia sunt. Aici avem un voltat frate cu acela alb din a doua serie, iar acolo este cel de a treia, din a treia serie. S-a făcut și el foarte frumos, deci la voltați mi-am depășit așteptările. Sunt mulțumit de perechea asta. Au direct 5 pui și încă continuă să scoată ouă. Vreau să-mi fac tot așa o volieră, dacă s-ar putea, doar cu voltați. Să le cumpăr perechi la fiecare. Pe culori nu prea mă interesează. Îmi plac doar că au coada asta voltată și sunt ei așa mai special, pot spune. Iar voiajorii pentru zbor și cam atât. Și îmi plac felul lor de a fi. Cam ăștia sunt. Noutăți foarte multe nu am, decât așa, să-i mai vedeți și pe ei. Vreau să mai dau din ei, fiindcă am ceva porumbei, am vreo 40, cam pe acolo. Să-mi las doar ce-mi place, doar ce știu eu că e bun și pe restul îi voi da, bineînțeles. De aici vreau să dau decât femeia aia de stil vechi de acolo. Și cam atât. Aici mi-am lăsat cam tot ce-mi trebuie. Iar dincolo să dau acest mascul cu acea femelă de jos. Am un pui de 2020 de dat. Ăla de acolo, care cred că este mascul, acel argintiu, roșu, nu știu ce-o fi. Perechea de guțan, care vreau să scap de ea. Deci am ceva porumbei.
și să-mi las doar ce îmi place mie, doar ce îmi trebuie și ce știu eu că e cât de cât ok. Deci cam ăștia ar fi porumbei de la Mule Mans. Am avut așteptări mai mari și degeaba. Am acel pui care și ăla e șubred în tot anul și deja suntem în luna iulie. Cel mai mulțumit am fost de voltați. La albi nu am niciun pui. Am avut o pereche de pui de la ăștia deloc. Masculul văd că, nu știu, strănută, tușește, nu știu ce are. Și dacă va continua tot așa, îl voi da. I-am dat niște pastile. Nu știu cum le zice acum, sigur, pe moment, dar avem acest porumbel care tot așa îmi place, super tare. S-ar putea să fie un mascul. Și dacă este mascul, îl fac cu acela. Acela este pui oricum. Este micuț. Și aș vrea să-i fac apereche. Și în rest cam astea sunt. Dacă v-a plăcut, lăsați acolo un like. Și cu voi a fost Robi, noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!